Dezbaterea prinse la Academia de Științe. Cercetătorii sunt nemulțumiți de reforma inițiată de guvern, care îi va lipsi de dreptul de a fonda instituții, dar și faptul că instituțiile din cadrul Academiei vor fi trecute în jurisdicția Ministerului Educației. Membrii Academiei se arată îngrijorați că dacă acest proiect va fi votat de Parlament, ei nu vor putea să se ocupe de cercetare. Noi astăzi suntem în fața unui viitor incert pentru Academia de Știință a Moldovei. Avem un proiect o Academie dezmembrată, avem o Academie brațele căreia sunt amputate, practic Academia rămâne fără institut de cercetare. Academia trebuie reformată, dar Academia nu trebuie lichidată și prin lichidarea Academiei se lovește în potențialul intelectual, în potențialul uman. Academicienii susțin că proiectul de lege care a fost aprobat în ședința de guvern de la începutul acestei săptămâni a fost adoptat cu încălcări, fără a fi consultată comunitatea științifică. Astfel, pentru a-și apăra dreptul, cercetătorii nu exclud chiar și protestele în stradă. Înțeleg că noi nu putem să ieșim pe stradă, să blocăm străzile sau mai încă ceva, dar trebuie să căutăm cu adevărat ceea ce a propus domnul Cătincean și cred că ceilalți vor propune ca să fie găsit ieșirea din situație. Suntem într-o stare critică cu consecinți, defavorabile pentru ani și zeci de ani. Aici s-a început să vorbească, bă, una, bă, alta. Domnilor, noi trebuie să ne determinăm în primul rând. Nu putem să fim indiferenți de ceea ce se face și se propune. În primul rând, cei care au elaborat și au examinat și primit acest proiect, au realizat aceste acțiuni fără să consulta cu comunitatea științifică. Asta este o neglijență și o nestimă extraordinară. Să te ocupi și predarea lecțiilor, adică și cu știință. Știința fundamentală azi nu se mai face. Astăzi știința necesită consacrare din dimineață până seară. Precizăm că guvernul a aprobat recent un proiect de lege care prevede restructurarea Academiei de Științe. Astfel, în urma reformei, Academia va rămâne fără bibliotecă, liceu, universitate, dar și grădina botanică. Liceul Academiei va fi reorganizat într-un liceu republican pentru copiii dotați și va fi subordonat Ministerului Educației. Totodată, Universitatea Academiei va fi absorbită de Universitatea de Stat din Moldova, iar Biblioteca Andrei Lupan va fi transferată către Biblioteca Națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii. În prezent, Academia de Științe are în patrimoniu 42 de terenuri și deține 63 de clădiri, dintre care 23 sunt destinate instituțiilor de cercetare, iar restul cuprind garaje și depozite.